Deoarece pentru fiecare din noi, mătușa din America, respectiv Vitorica, cum îi spuneau unii din noi, îmi pare rău că trebuie să vorbesc la trecut, a însemnat foarte mult, drept dovadă numărul care ne-am adunat astăzi aici. În memoria ei aș vrea să păstrăm un moment de reculegere. Pentru cea care pentru unii a fost mamă, pentru unii a fost soră, iar pentru alții și pentru mare majoritate din noi, dintre noi, mătușă. Dumnezeu să ierte și să o odihnească în pace. Și celor din America aș vrea să știe că suntem alături de ei, chiar dacă fizic nu suntem, dar sufletește suntem alături de ei. Mă rog lui Dumnezeu să le dea puterea de a trece peste momentul acesta și să le dea înțelepciunea de a merge mai departe. Dacă după aceea dorește cineva să se roage sau să, mă rog, să în altă rugăciune, aș vrea să păstrăm momentul de reflecție. Și puterea și slava